Hei, bine ați venit pe canalul Ana și Daniel Dănescu. Ia să ne jucăm noi un joculeț Baftă Impostor. Ia să vedem și nivelul 1 unde mă aflu. Uite, uite ușa. Hei! Ci că trebuie să găsesc sticle de lapte sau ceva. Aha. Oh my god, deja mi se face frică. Hei, uite sticla de lapte. Vai, ce drăguț. Și ce facem acum? Cum luăm lapte? Aha. Ok, am găsit unul din doi. Go back. Ok. Wow. Ce loc sinistru așa, nu știu. Hei, zice că am câștigat. Ok, hai să vedem nivelul următor din... Aolo, ce frică mi-e de ăsta care iese din zidurile astea. Ok, mamă, ce de uși aici. Vă leu, toată camera e plină de uși. Nu mă uit, nu mă uit, nu mă uit. Ok, hai mai departe să vedem ce se mai întâmplă aici, în joculețul ăsta. Oh my god! Nu mă uit în spate. Ce că să mă ascund? Unde? Unde? Că dacă aș putea m-aș ascunde. Oh my god. Ah! Oh my god. Doamne sfinte. Ah, da, mie ca teamă. Mhm. A zis bine. Aici, pe pereți. Să mă ascund. Unde să mă ascund, dragilor? Aici s-a făcut lumină mai mare. Opa! Ce-o fi ochiul ăla? E ochiul cui mă vede aici, în joc, ha? Și din ce în ce lumina se stinge și mai tare. Uh-oh. Ei, o sticlă de lapte! Chiar mi-era dor să beau un pic de lapte. Ok, hai să vedem mai departe. Acum ce mai avem de văzut aici? Oh my god! Doamne sfinte! Oh my god! Nici nu știu... Ce-o fi ăla? Un ochi? Dar nu pot să-l iau. Cine mă vede acolo? Vai de mine. În spatele tău. Ce mă în spatele meu? Ce bine că ați aprins lumina pe aici, că nu mai vedeam nimic.
Deci aici este un hol lung. Dumnezeu, unde sunt sticlele alea de lapte? Oh my god. Ceva nu suna bine pe aici. Oh my god, fugiți! Oh my god. Ăsta face ceva? Unde sunt? Sunt din nou în camera asta? Și iar în căutare de sticle de lapte. Ceva ce o să vină în curând sau nu știu. Ce o să vină în curând? În curând o nouă sticluță de lapte, ha? Am pierdut! Ok, zice că totuși am trecut în nivelul următor. Păi și am luat-o de la început în cazul ăsta. Ia să vedem ce-o fi pe aici. Hai să o luăm pe aici, nu știu. Oh my god! Se pare că nu-i bună, prea bună ușa asta, ia. Aici e cu stop, ok. Ia să mai vezi. M-am speriat de chestia aia. Deci până la urmă unde? Asta mi-a mai rămas. Ok, hai să deschidem ușile astea să vedem. Ce se... Stai mă că nu pot să trec. Ce rău de cine... Vai de mine ce m-am speriat. Cine e aici? E Baubau? Oh my god. Da, e Baubau după ușe. Ia să vedem mai departe. Ușile din fața mea, ia să începem cu ele. Se pare că am greșit ușa. Ok. Mai scrie ceva aici? Give in to my power. Și acum unde? Asta e pe holul ăla lung unde era la... Mi s-a părut mie sau a râs cineva pe aici? Bă, da, nu mai găsesc sticluțe de ea să mai luăm și partea asta. De lapte, unde sunt? Nope. Atunci. Da.
A, dacă aud ceva. Păi ce să aud, mă? N-aud nimica. O săgeată roșie pe jos. Ce-o fi aia de acolo? Ia să văd. O fi o sticlă de lapte. Oh, yeah. Ok, hai să vedem mai departe dacă ne descurcăm. Oh my god. Haide în direcția asta pe aici. Tot felul de mesaje de-astea pe pereți. Zice, dacă ți-e frică, da, mi-e frică, cum să nu? Iuhu, am găsit o sticlă de lapte. Oh my god. Ok, hai să vedem mai departe. Ce încăpere drăguță. Hai să vedem pe unde or fi sticlele alea de lapte. Dar ce scrie acolo? Ok. Da, stai să vedem pe unde ar mai putea fi. Sticle de lapte. Ia să vedem. Căutăm în toate camerele. Hai să luăm spre ușa asta de aici. Nimic? N-am găsit nimic aici. Oh, ci că dacă ți-e frică de întuneric, da. Normal că mi-este frică de întuneric. Ce cameră mare. Ia să vedem, poate pe aici. Și nu mai găsesc sticle cu lapte. Hai să vedem în direcția asta. Nu știu pe care să o iau. Uite pe asta mai aproape. Cred că am greșit ușa. Oh my god. Cred că eu o să vă las pe voi să găsiți în continuare sticlele de lapte. Eu nu mai joc, că deja m-am înspăimântat suficient. Bye bye!